Oțelul a ales Anglia pentru cea mai importantă perioadă de pregătire a verii. Cum inventatorii fotbalului au scăzut foarte mult prețurile, echipele românești s-au orientat spre țara care oferă condiții excepționale pentru antrenamente, jocuri și refacere. Echipa gălățeană și-a stabilit cartierul general și perioada în care va zăbovi în țara Albionului. În ceea ce privește jocurile de verificare, a fost bătută în cuie doar o singură partidă pe 11 iulie cu FC Bruges. Directorul general, Narcis Răducan, se află în tratative avansate cu scoțienii de la Dundee United pentru un alt joc de verificare. Formația de la Dunăre vrea să susțină cel puțin 5 partide amicale în turneul care va începe pe 29 iunie și se va încheia pe 12 iulie.